Bună seara și bine ați venit pe la profană cu probleme de matematică la geometrie. Clasa 7-a. Lunea de test, începem până vine domn profesor. Deci clasa 7-a. A 5-a. Da? Recapitulare pentru test, da? Sigur, așa ceva. Începem cu testul 2, varianta A. Prima problemă. 1. Se dă trapezul în ipoteza ABCD. AB paralel cu CD. AB egal cu 32 de centimetri, răspunde Adi. Și continuă Tudor. Ok. BC egal cu 12 radical din 3 centimetri. CD egal cu 8 centimetri. AD, cam multe informații, egal cu 12 centimetri. Și dacă exact problema. În concluzie, să se afle aria trapezului ABCD și aria triunghiului MDC, unde M este intersecția, punctul de intersecție AD intersectat cu CD. Facem repede o figură. Facem un trapez. Dacă nu zice că e isoscel, îl facem oarecare. AB paralelă cu... Ați venit, domn profesor? Am venit, domnul asta pic de apă, da. AB 32, CD 8. Înseamnă că CD e aici. Uitați ce frumos v-am notat. Așa. Asta ai avut așa notare, domn profesor. ABCD, da. AB 32, dacă vreți nu te dau, da? CD 8, AD 12, BC 12 radical din 3. Așa. Aria ABCD, da? Aria trapezului și aria triunghiului MDC, unde M este punctul de intersecție al lui AD cu CB. Deci undeva sus. Așa. E M. Da, facem la al doi. După ce facem, sau cum? Cum și din altul? Acum facem. Vreau inițiativa voastră. Ducem din C o perpendiculare pe BA. De ce ziceți tu din C? Da, nu mai pot să ce problemă la fel. M-am uitat eu. Dar aria trapezului care? Aria trapezului trebuie să o aflăm. Da. Sigur că baza mare plus baza mică ori în alții mea. Și noi trebuie deci, să aria, aria trapezului, lui AB în prevedere. Egal cum? Baza mare AB. 32. AB plus... Plus CD. Plus CD. Ori... înălțimea pe care înălțimea. Pe care o ducem acum. Ce ce prim? Ăsta e motivul pentru care duce, da? Ce ce prim? Ce ce prim? Sau tot atât de de prim. De prim, cum vrei. Și orice ce prim, supra 2, da? Da. Adică, condu, te rog. Egal. Ce prim supra 2, egal cu AB, care este de 32. 32. Plus 8. Da. Ori înălțimea care trebuie să o aflăm. Da. OH, supra 2. Bun. Înălțimea... Înălțimea. Mai ducem înălțime da, din D. Din D. De ce crezi că pentru are? Că BC prim va fi egal cu D prim. Pentru că o să formezi dreptunghi C, D, D prim, C prim. Așa. Și o să avem C, D egal cu C prim, D prim. Deci asta va fi tot de oameni. Da, și înălțimea C, C prim egal cu D, D prim. De, sigur da. Că da. Deci... Și atunci am aflat și înălțimea. Da, nu știu. De cum ai aflat? BC prim. Triunghiul CBC prim e congruent cu triunghiul D prim A.
Fel că avem... O zis trapezii sau știu? Nu, nu, nu. Nu, dar avem unghiul de 90 de grade. Da. Avem... BC prim cu D prima, trebuie să aflăm. Deci nici pe asta nu știu. Deci asta avem două necunoscute aici, da? Deci da, asta nu știu. Asta nu știu. CC prim cu D prim am spus. Da. Am zis asta. Dreptul. Și mi-ar mai trebui... Hai să notăm că asta ar fi A mic și asta ar fi B mic. Dați-mi niște idei. Corect. Fiindcă-s două necunoscute, ar trebui visez. Dacă aș găsi două relații în care se intre A și B. O primă relație aș găsi eu în care se intre A și B. A-ul și B-ul, o primă relație. Uitați-vă ce se dă. Vedeți unii între A-ul și B-ul și prindeți o relație între A și B. Păi, între unghiul B, C, C prim. B, C, C prim, da. B, C egal cu... O știu că este 12 radical din 3. Egal cu B la a doua plus C, C prim. Este egal cu B la a doua plus C, C prim. La a doua. Da, B la a doua. De ce zice... Din teorema lui Pitagora. Ce este A de B, C? B, C e ipotenuză. Și ce știm în triunghiul dreptunghi? Ipoteza la pătrat egal cu suma pătratelor pătratelor. Adică? Da. Da. BC pătrat egal cu BC prim plus CC prim pătrat. Da, da. Ia să scriu chestia asta. Deci, în triunghiul CBC prim CBC prim avem rezultă din teorema lui Pitagora. Adică îți spune ce avem, că unghiul CC prim măsura unghiului CC prim B egal cu 90 de grade. Ca să ne fie clar, și atunci de aici... Și BC de 12 radical din 3. Bine, și BC egal cu 12 radical din 3. Din teorema lui Pitagora reiese că BC la a doua, da, BC pătrat egal cu CC prim pătrat, da, și plus BC prim. BC prim pătrat. Echivalent cu? 12 radical din 3 totul la pătrat. Deci 12 radical din 3 totul la pătrat. Egal cu... Cu... Hai să notăm cu H asta. Ca să scrim mai puțin. H pătrat. Deci vine B pătrat, ai zis. H pătrat. H pătrat, da. Plus B pătrat. Echivalent. Hai să lucrăm un pic, Adi. 432. H pătrat plus B pătrat egal cu 432, nu? Da. Și atunci primă relație în care intre H-ul și B-ul. Între unghiul D de prim A, avem unghiul D, la fel. Avem unghiul D de prim A de 90 de grade. Și deci între unghiul D de prim A, D de prim A, avem unghiul D de măsura. Prim, măsura unghiului D de prim A egal cu 90 de grade. D de prim A egal cu 90 de grade. Și atunci... Și rezultă că A de la a doua. Rezultă de aici, cum pentru că A de la a doua egal cu D de prim la a doua plus D prim A la a doua. D de prim la pătrat egal A de plus, la a doua plus D prim A, a de. D prim A la pătrat, da? Da. Echivalent, minunat, hai să lucrăm. A de la a doua, e 12 la a doua, adică 144. 144 este egal cu... Ai zis că notăm și pe aia cu H. Cu H. De, da, H.
plus H pătrat. H pătrat plus A pătrat. Adică relația aș fi că H pătrat plus A pătrat egal cu 144. O a doua relație. Le scădem. Acum dacă le scădem, scăpăm de H pătrat, nu? Da. Și vine B pătrat minus A pătrat. Deci de aici rezultă că B pătrat minus A pătrat Egal cu facem și 288. 288, da? 288. Iată o relație între A și B. Bun. B pătrat, asta este de bază. Eu am așteptat o relație să obțin, am obținut-o. Mai întreb încă o relație între A și B. Corect. Ați obținut-o pe cea mai grea? Pe cea mai ușoară? Vă uitați și nu o vedeți. Foarte simplu. AB egal cu? Care o știm, AB 32 egal cu? Toată AB plus 8 plus A. Toată AB e compusă din B, 8 și A. Da. Adică A plus 8 plus B egal cu 32. Da. Foarte simplu, dar de-aia spun. Asta cea mai simplă, cum așteptați să o vedeți. Deci, AB, hai să fim așa, AB este egal cu B A prim plus A prim A, B, A, B C prim, pardon. E B C prim C, plus sau C prim A, B, A, B am zis, nu? De la A la da. B. Hai să zic. Atunci B A. B A. B A este B C prim plus C prim D prim. C prim D prim plus D prim A prim. Plus D prim A prim. Echivalent că A, B A asta 32 egal cu B mic. Egal cu B mic plus 8. Plus, 8, plus A. Plus A. Echivalent. Cu B plus A egal cu 24. B plus A egal cu 24, da? Corect. A doua relație. Iată, acum am șansa să vă arăt două relații în A și B. Deodată. B pătrat minus A pătrat este egal cu 288. Da. Și B plus A egal cu 24. Cât e B-ul, cât e A-ul de aici? Că visez, dacă am să aflu pe B și pe A, mă duc cu oricare dintre unghiurile astea dreptunghice și o aflu pe H. Corect. Da. De-aia îmi trebuie B-ul și A-ul. Cum fac aici? Păi scriem A egal cu 24 minus B, sau nu? Cum ați plecat în asta? Da. Ori așa, ori, ori, așa, ori? Clasa a șaptea. Da. B pătrat minus A pătrat, vă vine în minte ușor. B minus A pe lângă B plus A, alte formule de calcul pe scurtat sunt prezente. Și la B plus A în partea a doua. Deci, înseamnă că asta se zice echivalent așa. B minus A pe lângă B plus A egal cu cât? 288. Și dedesubt adăugăm că B plus A face 24. Acolo locuim de B plus A, acolo sus. 24 și vine B minus A. B minus A egal cu 288 minus 24. Da. 288. Dar nu, împărțit la 24, nu? Împărțit. Împărțit? Da. 288 împărțit la 24. Faceți împărțirea. Și egal cu? 10. Cred că exact o dată. 12. 12. 12. Da, și 12, da? 12. Și B plus A de desubt. Acum le adunăm. B plus A este egal, știam noi, cu 24. Și dacă le adunăm, 2B egal cu? 36. B egal cu 36 împărțit la 2. De unde B va fi egal cu? 18. B mic 18 și A pe indiferență sus, domnule. Sigur că da, dar dacă știu pe B 18, mă duc aici, de triunghiul ăsta, ca să mai pierd. Da, corect. Dacă B deci, e 18, da. Mă gândesc, poate mi-e trebuia și celălalt. Păi, putem scrie repede, că dacă B plus A fac 24 și B-ul este... Pe 18 și cu 8, 26, minus 32, 6. A mic e 6. A mic este 6? Da. De acord? Da, da. Dacă B plus A 24, da, o aflăm cu 6, 24. Deci, clar, aici punem lumea 6. 6. 6. Gata, și acum înălțimim. Pitagora? Sau ce vreți? Pitagora. Da, Pitagora.
Pitagora. Deci numai în Pitagora. Da. Numai în Pitagora. Și atunci ipotenuza la pătrat este egal. Triunghiul B, C prim, C. Acolo, B, da. B, C prim, C. De măsura lui C prim egal cu 90 de grade. Da. Da, știm asta. Și atunci... Sunt teorema lui Pitagora. Da. Rezultă că B, C prim... BC prim la pătrat. Da, BC prim la pătrat. BC prim la pătrat plus. Cum? BC prim la pătrat. BC la pătrat. Bine, el vrea să plece cu suma catetelor, știți? Da, pătratul catetelor. Atunci BC pătrat. BC pătrat egal cu BC prim pătrat plus BC prim pătrat. BC 12 radical din 3, adică... Dar asta ai făcut odată. Adică... 12 pe 3, adică 34. 432. 432. Da, da, da. 432. Când 12 la pătrat 144, 432 egal cu CC prim. Nu știm. H la pătrat. H pătrat. Plus 18. Pătrat, 18 pătrat, 324. Deci am mai mers noi, domn profesor, odată? Că doar uitați, aveam acolo H pătrat plus B pătrat egal cu 432, H pătrat plus A pătrat egal cu 142. Sigur, dar dacă am vrut-o să scrie încă o dată, unde ne duceam, sigur, da. H la 2 egal cu 432 minus 308. Minus 100, minus 324. Da, și H pătrat egal cu 108. Unde H va fi egal cu? Radical din. Să vedem cât e. 6 radical din 3. 3, 6 ori 3. 6 radical din 3. Iată că l-am găsit pe H. 6 radical din 3. 6 radical din 3. Și iată-ne că... Și înlocuim acolo, uitați unde ați rămas. Aveam 40 ori 6 radical din 3. Deci 2 și 8 fac 40. Da. 40 pe 2. Da, adică 20. 20. 6 radical din 3. 6 radical din 3 și face? 120 radical din 3. 120 radical din 3 este aria trapezului. Da, da, mai avem. O secundă. Vreau să mai privim un pic problema. Pare destul de interesantă. Care au fost momentele importante aici? Când am tras înălțimele. Nu, o dată și o dată, să zicem așa. Și dar... când am notat aia cu acolo da, jos. Când am luat relațiile alea. Da, relațiile. Da. Sigur că da. Pitagora. Deci, chit că s-au ieșit două necunoscute, asta e B și asta e A, ele sunt egale doar în trapezii sorcel. Atenție, n-aveam voie să spun că sunt egale, că de-aia m-am uitat eu. O da cumva trapezii sorcel? Nu. Nu. Atunci am notat-o pe asta cu A, pe asta cu B. Am lucrat Pitagora aici și aici. Au apărut două relații în A. Dar atenție, prindem aceeași înălțime. Corect. Da? Că CC prim este cât D de prim este H. Și care conduce spre relația B pătrat minus C pătrat. Minus A pătrat. 228. Asta e relația foarte importantă din aplicarea termenului Pitagora în cele două triunghiuri. Se elimină H, că e și aici și aici. Corect. Se elimină H și ne conduce la așa ceva. Cred că ăsta e motivul, corect, momentul foarte important. Important. Chiar notă, momente importante până aici. Momente importante. BC prim egal cu B, D prim A egal cu A. Deci notațiile acestea, da? B, momente importante și acum notați 1. Ce am spus la momente importante? După ce BC prim egal cu B mic și D prima egal cu A mic. D prima. D prima egal cu A mic. Și prin Pitagora, puteți scrie, prin Pitagora în cele două triunghiuri, prin Pitagora în cele două triunghiuri, dreptunghice, să subînțelege, obținem în final relația B pătrat minus A pătrat egal cu 288. Deci toată treaba care o facem este să ajungem la această relație. B pătrat minus A pătrat egal cu 288, da? Momentul 2. Cel mai greu pe care vi s-a părut vouă, să se sesizați că A plus B, nu? Aici a fost A plus B. Egal cu 24. Egal cu 24. Nu l-ați văzut. Erați... Veți recunoaște. Da? Ziceți, momentul 2, A plus B egal cu
28. 24. 24, da. Și pune semnul întrebare că n-ați avut reacție. Păi da, până ați avut reacție. Eu ce l-am pus. Ai pus, păi foarte bine că ai pus. Vreți să vă zic ceva, domn profesor? Haideți să ne zicem cum Daria pleacă din nu putem să o urmărim. Măi. Da. Pleacă din nu putem să o urmărim. Deci a făcut niște probleme așa de frumoase. Da. Am auzit. La a patra și pleacă în rezolvare și o dă până la final și eu și domn profesor, adică știi... Deci încercăm să urmărim atenție. Să ținem pasul cu ea și nu reușim. Deci ea pleacă, asta ne place, asta vreau și la da, da. Deci trebuie să aveți mai mult curaj, să credeți în voi. Și să vedeți că aici aveți posibilitatea să vă dezvoltați foarte bine. Domn profesor, deci, nu vă pune pumnul în gol. Nu există nicio clipă ideea aceea, spuneți, stai jos, nu-i bine. Dacă la școală te trezești totdeauna cu chestia asta, aici nu. Ai voie să te dezvolți cât poți de bine. Să-ți dai drumul la imaginație. Corect. Lucrează. Și atunci, am avut B plus A 24, și B pătrat minus A pătrat, 228, da? Da, 228. Al treilea moment important. Am scris pe B pătrat minus A pătrat ca B minus A... Formul de calcul prescurtat. Da? Putea spune, al treilea moment, rezolvarea sistemului. Scrieți, vă rog. Al treilea moment, spuneți rezolvarea sistemului și scrieți-l. B pătrat minus A pătrat egal 228. Se numește sistem de ecuații, de aia, domn profesor, vă zice rezolvarea sistemului. Și B plus A egal cu 24. Voi ați avut ca inițiativă să scoatem pe B egal cu 24 minus A, să ne ducem acolo, lucrăm, nu știu ce, nu știu cum. Dar se pierde timp. Și noi am spus că avem o singură preocupare, viteză mare, da? Da. E bine, bine, și dată B minus A pe B plus A, minuna reacționează bine aici, vede B minus A pe B plus A face 288, B plus A iese 24, locuiește, află pe B minus A și de acum se duce. Rezolvarea sistemului i-a fost la îndemână. N-a bărbuit. Și aici, Miruna, trebuie să spun că ai sesizat frumusețea formulei. Că dacă ai fi lucrat concret cu înlocuirea, să știi că aveai șansă să și greșești. Mai ales dacă erai neinspirat, te scoteți pe A, care e 24 minus B, și înlocuiește aici, minusul din față schimbă semnul și de aici te poți... Poți, sigur, poți greși. Dar așa, B pătrat minus, B minus A pentru că B... Încă o dată, adică cât de important să știm formulele. Corect. Iată momentul foarte tare aici, când am spus că mărim viteza de lucru. În momentul de față spune că am găsit pe B și pe A. Am găsit pe B și pe A. Și repede. Totul a fost la îndemână. Să facem și punctul B, nu? Punctul B, te rog. Aria triunghiului, uitați acolo, aria triunghiului... MDK. MDK. Știi că face... este punctul de secție al lui AD și cu KB. A, D cu KB. Intersectat cu KB. Da. AD. Acum vedem, avem destule date. Acum vedem. Păi să, dacă pe AD prelungești cu CB, cu BC pe sus, să întâlnesc când... Are triunghiuri, da. Da. Ce-am pus? Am spus intersecția. Nu, aici o problemă să... Aici am să fac așa un pic punctat, copii. Știți de ce? Pentru că... Nu ne ajunge tau. Și M a fost punctul de acolo. Da? M este punctul acela. Eee, area triunghiului, area unui triunghi AD, cu cine este egal? Baza ori înălțimea este 2. Baza ori înălțimea este 2. Trebuie să transform înălțimea. Trebuie să tragem înălțimea, sigur că da. Înălțimea pică aiurea, nu pică la mijloc, să nu credeți că pică la mijloc. Da. Că n-am prelungit-o foarte bine, nu știu sau nu. Nu, dar nu pică la mijloc, nu, profesor, nu-i trapezii. Ba dacă ar fi trapezii, sos cel. Da. Categoric. Dacă ar fi fost mijloc, aș fi avut o șansă. Mm-hmm. Dar așa... Era și în mediană. Atitoate și ar fi fost o treabă deșteaptă, dar nu. N-am cum. Deci pică unde aici. Într-un punct M prim, da? Hai să șterg și pe acolo toate astea care sunt notațiile respective. Pentru că... Și 32, domn profesor. Și 32, da. Ca să știm. Și punctele astea pe aici. Deci, practic, nu ne rămâne decât... Aia de 8. Asta e de 8. Asta toată e 32. 32.
Și înălțimea care ducem aici, nu prim, da? Da. Păi baza ori înălțimea spre doi. Aria triunghiului. Triunghiului, da. Aria triunghiului. M, D, C. M, B, C. M, D, C. M, D, C. M, D, C, niceri? Da, M, D, C, niceri. Ia mai vezi o dată. M, D, C, da. Da, 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 M, D, C. Aria triunghiului, M, M, D, C. M, D, C. Este baza CD. Ori înălțimea, da. CD. Ori înălțimea. M, prim. M, prim. Și aici jos M secund, da? Da, M secund. M prim, da? M, M prim, supra 2. Domnul profesor, nu se aplică aia cu cateta 1 ori cateta de pe 2 la înălțime? Dacă ai catete, dacă triunghiurile sunt dreptunghice. Abia atunci, pe acolo ai catete. Păi da, triunghiuri. Pentru că vorbești de catetă? Când ai vorbit de catetă într-un triunghi, de fiți gurița, așa zic catetă, înseamnă că triunghiurile e dreptunghi. Că pe acolo avem un triunghi dreptunghice. N-am nici un triunghi. CMD, CMD nu-i dreptunghi, este triunghi care. Nu, dar dacă am tras... Că mă prim este dreptunghi. Dar dacă am tras înălțimea. Dacă vrei așa, CMD, mă prim și mă prim, D sunt dreptunghice. Da, da, dar nu știi decât pe CD, atât. Și nu știi că e la mijloc, nu știi nimic. Noi nu știm decât pe D, baza o știm, nu știm înălțimea. Aria lui MHD. Și dacă au scris triunghiul B, M la a doua, M. B, M. 2, M. Nu, M, 2, M, secund. Da. Dacă am scris teorema lui Pitagora. Deci dacă vă încurcă, pot să zic aici M1 și aici M2, da? Ca să zic. Da. Nu zici și secundul ăsta cu M1 și M2, da? Deci în triunghiul... Tu vrei să spui, Miruna, în ce triunghi vrei să te duci? B, M, M2. B, M, M2, să aplici Pitagora. Nu știi pe M, M2, nu știi pe B, B, M2, nu știi pe toată B, M. Nu? Nu, nu ai șanse să... Spargi problema pe acolo. Păi poți să-l aflu și pe MC și pe MD. Cum? Prin teorema lui fundamentală a asemnării. Pe MC și pe? MD. MC și pe MD. Adică din cauza că e trapez, ce dă-i paralel cu B, da, da, și el zice cu teorema fundamentală a asemănării. Deci să o facem. Cum? Să încercăm. Deci asta are o idee, fructifică faptul că e trapez. Și atunci... AB e paralel cu CD. AB e paralel cu CD. Să încercăm și noi să vedem, poate ne merge. Adi, ce zici? Are o idee bună? Așa? Da. Este o idee, că nu poate fi aruncată la coș, da? Deci cum CD paralel cu... AB. CD paralelă cu AB, atunci rezultă că triunghiul MCD, nu Miruna, lasă vezi, da? Triunghiul MCD este asemenea cu triunghiul mare MBA. MBA. Și confund teoremei. Teoreme fundamentale a asemănării. FA. Avem MC supra MB. MC supra MB. MC supra MB. Egal cu MD supra MA. MD supra MA. Și egală cu 8 pe 32. Și egal cu CD să scrie. CD supra BC. AB. 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 Aici de echivalent cu? Echivalent cu MC pe MB. MC pe MB. Plus 12 pe 2. Deci MC supra Miruna cât? MC plus 12 pe 3. Da. A, are bine, e o idee bună. Da. MC plus 12 pe MC plus MB. Că asta e MB, da?
Deci mk plus bk. 12 radical din 3. Deci zice bine, mk plus 12 radical din 3. Egal cu? Egal cu md. Da. Supra md. Așa. Md plus 12. Plus 12 egal cu 8 supra 32. 8 pe 32, care înseamnă 1 pe 4. Corect. Poți să te întoarce și lui de la poarte. Adică mk plus... Mk plus 12 radical din 3 supra mk egal cu 1 pe 4. Egal cu 4 pe 1. 4 pe 1, te-am întors. 4 pe 1, da. Egal cu 4. Egal cu 4. De unde rezultă că? Deci rezultă că mk plus 12 radical din 3 egal cu 4 mk. Foarte bine. Sau distribui un numitor, dar bine. Dar mai bine așa. Da. Deci mk... mk plus 12 radical din 3 egal cu 4 mk, 4 mk... Da, de unde rezultă că? 4 mk, da. 3 mk. 3 mk egal cu 12 radical din 3, dune un simplu mk egal cu 4 radical din 3. Mk egal cu 4 radical din 3. Și l-am aflat pe mk. Bun, îl aflăm și md. Da. Dacă îl știu, pe md. Md, md... De 4 ori md egal cu md plus 12. Regulii mergem. Da. Aceeași chestie, da. Da. De 4 ori md. 4. Md. Egal cu md plus 12. Md plus 12. Să înțelegi de ce da, are. Da, da, da. Da, după aia e 3 md egal cu 12, adică 3. Md simplu e 3 și l-am terminat, practic. Bun. 8 la a doua, 64, egal cu 16 ori 3. Și noi avem 4 la a doua, adică 16, plus 4 radicat din 3 la a doua, adică 16 ori 3. 16 la 4 și egal cu 24. Deci când mă dă, e dreptunghic. Când mă dă... dreptunghic. Hai să vedem dacă verifică Pitagora, da? Deci Miruna vede că mă dă e 3, da? Da. Mă că este... e 4 radicat din 3. Adică... ia, vreau să verifici că dacă asta la pătrat, asta e 3, parcă. Da, da. Și asta e 4 radical din 3. 4 radical din 3. Dacă asta la pătrat, plus asta la pătrat, fac 64, da? Se vede. Da, da. Dacă da, fac 64, da, da, da? 64, da. Deci întrebarea este, Miruna, 9 la pătrat, 9. 3 la a doua, da. Plus 4 radical din 3, tot la a doua, dacă fac 8 la 64. Da. Echivalent, o întrebare. Da. 9 plus 4, 16 2, 8, 3. 48. 48. 48. Dacă 64. Nu. Nu. Unde te dat? Ei, s-o păcăi, da, din fuga cea mare, s-o păcăi, dar... A, ba nu, a scris md egal cu 3 și md e 4, domn profesor. Uitați, md e 12 supra 3 și 4. Uite, aici am greșit, nu? Da. 4. Și atunci iese problema. 4 la a doua e 16. Da. De ce ați uitat ea nedumerită? Da, nedumerită? Da, aici zicem ce acolo 4. Acolo e 4. Da. Și atunci 4 la a doua, care 16. Înseamnă 16, plus 48, dă 64. Face 64. Și acum ai prins triunghiul de aici dreptunghic. În mână, da. Și cum cine este egal? Cm, care e înălțime. Dar nu-i Cm e înălțime. Așa. Și baza înălțimea 8 ori 4 radical din 3 pe 2. Cât? 8 ori 4 radical din 3 pe 2. 8 ori 4 radical din 3? Că-i baza Cm e înălțime pe md, nu? Și atunci cu cine este egalarea? Cu cateta 1 ori cateta 2 pe 2. Păi da, măi, să-i lăi la casă, catetele. Aaaa, păi îți credeți, da, dacă da, e 90 de grade, îi întorci pe o catetă. Cateta 1. Da, deci aria. Aria lui e... De când aștepta el să zic? Da, 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 da. Dar am văzut ceva pe acolo, acum, da. Deci triunghiul care? Triunghiul măcădă. Măsura unghiului mă, 90 de grade. Știu că lui 90 da, de grade. Da. De fapt, aici, aici trebuie să remarcăm. Da. Deci, în triunghiul, în triunghiul, măcădă, avem mk acolo. Avem acolo, spunem cine sunt. Un măsurăm din mână 90. Nu. Spunem că mk este 4 radical din 3. 4 radical din 3. Md 4. Md 4 este 4. Și cât 8? Și cât d egal cu 8. Rezultă. Dacă
C de pătrat. Așa trebuie să scrieți. Da. C de pătrat egal cu M. C pătrat. M C. Da. Pătrat plus M de pătrat. Da. Atunci rezultă că măsura unghiului KMD egal cu 90 de grade. Acuarea triunghiului. Da? Și cum, dacă acesta este îndeplinit și spuneți de sub relația, care este? 8 pătrat egal cu 4 radical din 3 totul la pătrat. 4 radical din 3 totul la pătrat plus 4 la pătrat. 4 la pătrat. Rezultă 64 egal cu 64. 64 egal 64 și deci ai libertatea să spui că triunghiul este îndeplinit. Și atunci aria? Aria lui. De ce rezultă? Aria triunghiului MCD egal cu cateta 1 ori cateta 2. Cât adică? Și 1 ori ce 2 pe 2. Și egal cu? 4 radical din 3 ori 4 pe 2. 4 radical din 3 ori 4 totul pe 2. Simplificăm. Și face 8 radical din 3. 8 radical din 3, corect, rezolvat problema. Am rezolvat problema. Vreau o altă soluție. Nu mai există una? Poate mai găsim și o altă soluție. Fără să aflăm dimensiunile acelea, M, C, M, D, să verificăm Pitagora, fără nimic. Putem să ne folosim de teorema înălțimii? V-aș atrage atenția că am spus la un moment dat că area triunghiului M, C, D, teorema înălțimii, zi, da? Teorema înălțimii e valabil într-un triunghi dreptunghic. Păi și... Dacă demonstrezi că e dreptunghic, deși ai folosit tot demersul de mai înainte, ai aflat pe M, C, pe M, D, triunghi, dreptunghi. Și teorema înălțimii ce sunt? Înălțimea este medie proporțională între segmente determinate de ea. Pe ipotenuză. Și aici e M și N și ce să faci? Nu. O altă idee. Dar ce ai zis înainte că dreptunghi? Am zis că triunghi dreptunghi în M. Am clarificat asta. De aceea am putut vorbi de catete în triunghiul acela. Sigur că putem vorbi de catete și pentru triunghiul BMA, acum, că doar s-au dus în prelungire. Dar folosiți faptul că sunt triunghiurile asemenea. Triunghiul de acolo, deci fără să aflăm dimensiuni, fără nimic. Triunghiul MCD, triunghiul MCD, am zis că este asemenea cu triunghiul MBA. Sau BM. Dacă sunt asemenea și aveți motive clare, datorită paralelismului, raportul ariilor celor două triunghi este egal cu pătratul raportului de asemănare. Da? Deci area triunghiului MCD, iată că scrim, deci, zicem așa, soluția a doua, da? Soluția a doua. Succes acasă. Soluția a doua spune așa. Aria. Nu, zicem așa, cum CD paralelă cu, așa redactăm, CD paralelă cu BC rezultă că... Că triunghiul mă... CD paralelă cu BC. CD paralelă cu BA. B. BA. BA. Da? Că triunghiul rezultă mă că triunghiul de... mă că de... Asemenea cu triunghiul mă BA. M, B, A. Deci M, C, D e asemenea cu M, B, A. Și atunci... Triunghiurile fiind asemenea, raportul ariilor, deci area triunghiului M, C, D, sau M, B, A, e mai mare, da? Da. M, B, A. Aia triunghiului M, B, A. Supra area triunghiului M, C, D, egal cu raportul, pătratul raportului de asemănare, adică egal cu BA supra CD la pătrat. Egal cu BA. Adică 1 pe 4. BA supra 4 pe 1. BA supra CD la pătrat. Totul la pătrat. Și egal cu BA e 32 supra 8. Totul la pătrat. Și egal cu 4 la pătrat. Și egal cu 16. Dar area lui MBA, area lui MBA se compune de area lui MCD plus area trapezului. Deci area
Area. MBA. MBA. Area lui MBA egal cu area M cât de? M. Triunghiului, da? M cât de? Triunghiului M cât de? Că de. Area lui ABCD. Area lui ABCD. Care am aflat. A, D, C, D. Și atunci zicem, area lui MBA, înlocuit punem area lui triunghiului M cât de? Plus area lui ABCD, cât ne-a dat area lui ABCD, copii, uitați-vă. Area lui ABCD. La primul punct. Dar încă n-am făcut-o. Ei, n-ai făcut-o. Nu am Area lui ABCD. Hai, băi, Adi, potolești. Area lui ABCD. 120 radical din 3. N-am făcut-o, am făcut-o, domnul profesor. Așa da, mai 120 radical din 3. Deci pus 120 radical din 3. Supra. Totul supra aria. Triunghiului M, C, D. M, C, D. Egal cu 16. Egal cu 16. Și acum, de 16 ori aria lui M, C, D. Exact, echivalent. Da, spun de 16 care o are, nu? Da, da. De 16 ori aria. Am să rătesc cu IES ca să mai da. Deci, 16 IES. 16 IES. Egal cu IES plus. IES plus 120 radical din 3. Dacă 16 IES, 15 IES, 15 IES egal cu 120 radical din 3 și IES egal cu? Și IES va fi egal cu 120 radical din 3 supra 15. Și este egal cu 8 radical din 3. 8 radical din 3. Termina problema. Așa mi-a dat și nouă. Dar e mai rapid așa. Dar asta dacă vă aduceți aminte cu ariile, că nu degeaba ați aflat aria lui ABCD. Sigur. Deci este soluție mai rapidă. Da. Bună și asta dacă nu vă bine. Neapărat. Foarte bună. Ne-a uitat la și share. Am muncit, da? Am muncit. Am muncit, asta e important. Sigur, să nu uite de like și share, așa cum spui tu, pentru că acum este un moment frumos, pentru că facem comparația la a două soluții. Soluția care aceea mai lungă și care mai rapidă. Lungă și soluția asta care e mai rapidă. Merită de ținut ce? Raportul ariilor egal cu pătratul raportului de asemănare. Deci raportul ariilor egal cu pătratul raportului de asemănare. De ce pătratul raportului? Pentru că intră aici două dimensiuni. Baza și înălțimea și înălțimea toată. Și înălțimile sunt proporționale. Și că triunghiul, dacă vreți, MC, M' și cu triunghiul MB, M2, triunghiurile sunt și ele asemenea. Corect. Și atunci raportul înălțimilor egal cu raportul laturilor. Corect. Și de ce vine pătratul raportului? Mm-hmm. Este un raport și încă o dată, așa aș raportă puțin. Da, da. Dar am ținut să vă arăt și asta pentru că, vedeți, dacă ai moment de inspirație și te-ai dus pe culoarul ăsta, ai făcut repede, ai câștigat ceva timp. Corect. Bun. Hai tu, te-o alte probleme? Către... Și timpul. Nu, da. Dar ce ceasul? Ceasul e 8. Mai avem jumătate. Da, și ia să schimbe... Hai repede. Hai tu, pleci acasă. 43, domn profesor, închid? Închide ca să dai drumul.